După două săptămâni de vacanță, pe 8 noiembrie va începe școala pentru 3 milioane de elevi. Ministerul Educației propune reluarea cursurilor cu prezența elevilor în bănci și cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță. Totuși, o decizie finală va fi luată abia vineri în funcție de situația epidemiologică, dar și de rata de vaccinare din fiecare unitate de învățământ. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, ia în calcul deschiderea școlilor cu prezență fizică și în funcție de numărul profesorilor și elevilor vaccinați din fiecare unitate de învățământ. Toate inspectoratele școlare județene au afișat rata de vaccinare la nivelul fiecărui inspectorat. Sunt multe situații în care rata de vaccinare este peste 90%. De asemenea, la nivelul fiecărei școli va fi afișat pe site-ul propriu rata de vaccinare. S-ar putea ca acest factor să fie luat în considerare atunci când se va stabili posibilitatea de funcționare a școlii cu prezență fizică. Conform datelor furnizate de Ministerul Educației, puțin peste 300.000 de elevi sunt vaccinați, adică doar 25% din numărul elevilor eligibili pentru imunizare. Îmi doresc să mă întorc la școală. De ce? Pentru că nu consider că este necesar să se întrerupă anul atât de mult. Sunt părinți care au serviciu, care nu pot să ducă la angajator să-i spună astăzi copilul meu va sta acasă, mâine nu va sta acasă. Între timp, școlile sunt pe cont propriu și gândesc soluții pentru a-i stimula pe profesori să se vaccineze. La colegiul Ion Luca Caragiale din capitală, aproape 90% dintre profesori sunt vaccinați și după ce conducerea școlii a organizat o întâlnire online cu mai mulți medici. Doi profesioniști să se adreseze și părinților și încă o dată profesorilor. Da, asta am să fac, pentru că în momentul în care ne vom întoarce la școală, dacă se va decide întoarce la școală, eu va trebui să gestionez foarte bine acest triunghi profesor, elevi, părinți. Și testele pe bază de salivă vor ajunge în școli și grădinițe de săptămâna viitoare. Ministerul a promis în jur de 70 de milioane de teste. Totuși, începerea școlii vine și cu alte modificări. Ministerul Educației a redus numărul de teze de la 3 la 2 în cazul elevilor de gimnaziu și de la 4 la 3 în cazul liceenilor. Examenele ar putea fi susținute fizic la începutul lunii decembrie. Practic, elevii din clasa 8-a vor susține teze doar la limba română și matematică, materiile la care vor da și evaluarea națională la final de an școlar. Aceleași discipline rămân și pentru elevii de liceu, plus încă o teză la o materie obligatorie în funcție de profil și specializare. Și Asociația Școlilor Particulare cere o descentralizare a deciziei de începere a școlilor în format fizic, în funcție de rata de vaccinare din rândul personalului. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.